distanța. Păi una e să mai atingeți așa și una e să stați în palmă. Dar de câte ori ți-am atins? Dar de câte ori ți-am atins? Păi dar de ce dați-mi mine? Când Elena a dat ieri în dumneavoastră sau v-a tratat, ați început să urlați pe aici că ați dat în ea, că nu știu ce. Păi cum așa? Dar de ce dați-mi mine? Te-am atins, mă, de trei ori te-am atins! De trei ori te-am atins, fete! Te-am atins, de cât ori vrei să te atins? Păi, dar nu dați-mi mine! Nu mi-l lea, că n-are cum! Dar am zis eu ceva? Înseamnă că nu e nicio, adică numai pentru voi e joc! Păi da! Dar e treaba mea, eu pot să fac ce vreau! Dar de ce, de când? De unde știi tu că dacă sunt timpul atacului sau nu? Te întreb eu, dar n-ai voie! Păi da, e treaba mea ce fac! Cum doamna Maria a jucat la cacealma și a pus să la cacealma. Dar nu e dacă sunt în timpul atacului, știi de cât eu și echipa. Bă, n-aveți mă voie la cacealma, bă, știi de bun la cap! Vezi să vi-l dau eu? Vezi să dau eu? Bă, dar de ce n-aveți mă voie la cacealma? Da, joc de joc! Asta e o pică... Da-te mă de ce! Ha, ha, ha. Dar nu e bine, mă, ce se face? Ești prizonieră, mă, că n-ai distanță. De trei ori te-am atins, deja ești prizonieră, spun eu. Te-am atins de trei ori, n-ai dreptul. Nu te știe dacă sunt timpul atacului sau nu, doamna Maria. Păi întrebă la cameră, întrebă la cameră. Și dacă nu ești, ești pedepsită. Păi de ce să fii? Păi n-ai dreptul să mă... Dumneavoastră ați fost ieri pedepsită. Da, da. Nu, așa că... Da. Da. Așa că pot să fac orice, pot să mă dau și roata pe aici dacă vreau. Atunci e regulă pentru voi și pentru alții. Păi de ce? Adică păi pentru dumneavoastră a fost regulă ieri? Bagă-te, bagă-te. Păi și de ce să nu mă bag? De ce să nu mă bag? Te-am atins. Doamna Maria, ținut, nu trebuie să dați în mine. Să te bagi aici. Nu trebuie să dați în mine, doamna Maria. Eu nu dau în tine, te-am atins. Păi de ce dați în mine? Ai vine și tu. Da. Dar de ce? Dar n-aveți voie doi, înseamnă eu mă duc și spun că nu mai joc. Păi cum adică? Păi arunc eu acolo. Păi hai, dați-mi mie atunci. Păi la ce jucați păi, cu mine aici? Hai mă, pleacă de aici. Stai acolo. Nu, te-am atins, nu știu că tu. N-are voie doi, mă. Teo, n-ai voie doi, mă. N-aveți voie doi. N-aveți voie doi. Nu mă duc acolo, pot să fac. Dar n-ai voie să fii tu, mă. Lasă-o pe ea, că ea atac atâta. Ce dracu, mă, nu știți regula? N-am de ce. Te-am atins de 10 ori până păi acum. Și puteți să mă atingeți de 100 de ori dacă nu sunt tipul ăsta. Hai, hai, lasă vrăjeala că nu e. Ce e? Roxana, trebuie să stai deasupra oglinzii. Asta. Ta-na-na-na-na-na-na. Eu pot să fac ce vreau. Păi, băi, de ce faci chestii din astea? Tu ieri când am început, tu de ce stăteai pe acolo? Da, stai, să vezi ce dai oglinda, să vedem cine mai câștigă. Du-te mă la cameră și spune el joacă de face pe atrasa. Du-te mă la cameră. Du-te la cameră. Poți să faci ce treabă vreau, e un joc, doamna Maria. Poți să faci ce și mai. Puteți să mă pe tine, na. Păi și nu pune. Păi și ce dacă am atins ce mai vrei la mine? Eu pot să așa, să așa și cum vreau. Care e problema? De ce? Nu mai vorbiți, lăsați-o în pace, așa. Lăsați-o în pace! Măi, te-am atins, de câte ori te mai bag, dacă te-am atins? Nu, eu n-am, eu iau jos, eu m-am urmărit. Ia-l-mă dacă ești în atac! Lua-ți-l! Păi jucă-mă, dar ce? Ce-i asta? E bătaie de joc, adică... Am călcat, m-a atins. Dacă l-a aruncat și a plecat, ce a fost aia? Acum se bucură că m-a atins. Se pare normal, l-ați aruncat. Te-am atins de 10 ori, te-am atins. Păi și de ce? De unde știați că eu sunt timpul atacului? Da. Jucați purcat. Asta e regula. Ce? Păi mă, voi ce faceți? Voi e cucerea acum. O, că atacă! Voi e cucerea acum. Și Maria, și doamna Maria. Mahaliții degeaba, frate. Mahala aici, frate, să-mi moare. Ele stau de-o parte. Mie-mi place jocul ăsta, a început să placă. Ies. Dați mesaj. Stai mă, că zic acum la capul. Vă rugăm frumos să dați mesaj. Acum că m-a prins, e pe bune? Te-ai dus? Păi e pe bune că m-a prins acum, nu? Să te ia, mă, frate, eu nu mai mă joc. Ce? Păi cum faci așa?
Nu mă, nu, nu mă mai joc. Nu mă mai Mica, joc. Plec acasă. Da, mă, nu! Pentru că nu e ce a făcut doamna Maria. Ce? Nu este corectat la trofeu și după aceea când s-a întors, l-a atins pe Luci. Nu este corect. Clar. E și eu îți spun la cameră. Ai dreptul să te joci aici, nici un metru n-ai. Stafu, vă rugăm frumos să nu luați în considerare ce a făcut doamna Maria. Aruncați da, trofeul și după aceea l-a atins pe Luci. Vi se pare normal? Da, da. Nu! Considerare ce e regula jocului să nu atingă trofeul, să nu îl arunce. Da. Așa că stabilim altă oră de atac. Opticaților, opticaților! Sunteți opticați! Păi dar tu ai văzut, l-a aruncat după la adus înapoi și după nu știu opticați. Ce. Păi nu e optic, doamna Maria, că dumneavoastră v-ați spus. Tu n-aveai niciun drept, am atins din 10 ori, te-am atins. Păi și ce dacă eu nu eram în timpul atacului, n-aveați cum să mă atingeți pe mine. Dacă te-am atins, ce mai stai? Păi dar n-aveați cum, că eu nu eram în timpul atacului. Ce n-ai dreptul să stai? E treaba, cum adică, păi tu e când ai dus la meu? Te lasă, nu-i corect. Păi și urmă că trebuie să ai 2 metri de ăsta, 1 metru jumătate. Mă, dispar, băi, dumneavoastră, e frumos. Nu vreau! Ce are să fac materiale ca să te bagi în seamă acum? Da. Tu ce crezi, că vrei să fac materiale acum? Doamna Maria, dar dacă tu ce faci materiale, eu vă păi dau cu rând, vii lângă mine și nu-i păi și, dacă? Și dacă nu e ora ta, n-ai dreptul să vii lângă mine. Ce faci? Păi tu n-ai voie. E un joc, e un joc, e un joc. Ce un joc? Înseamnă că și la voi e un joc acolo. Păi doamna Maria, de ce? De ce nu sunteți corectă? Hai mă, că n-ai dreptate. De ce nu sunteți corectă? Păi este venea să lângă Elena și Elena. Te-am atins 10 ori, te-am atins 10 ori. Păi ce dacă? Hai mă, lasă-mă că Elena e păcătiacă. Păi mă, ea s-a dus la Cacealma, n-avea voie. Păi du-te, păi du-te mă voi ieri când ați venit la Elena și să te ați venit, ați mai jucat la Cacealma. La Cacealma. Păi și atunci, cine mă tu azi? Păi ia gândește-te ieri ce a fost. Păi lasă-mă ieri, azi. La Cacealma, n-a fost voie. Bă, cealapa! Ia uite, pe Ionela, da, da, da. Un scandal aici, Ionela. Ionela, atât e bună, de teatru. Păi ce bine ai să joace calța mea cu mine? Păi să-mi dea mesaj să vadă care e aici. Deja, tu crezi, dar mine cum a fost, frate? Cătălina a atins acolo, n-a avut niciun căcat de cameră și automat s-a pus pentru el, că el nu recunoaște. Eu ce... Eu ce să zic, mai era și în direct. Nu se măcă, nici nu se... Frate, nu vezi că e bine. Nimeni nu se amă, stăma nebune aici. Asta vor să facă, mă, scandal. Nu se păi pentru ce? Cu gura mare. Adică ei joacă la Cacealma, toți vin grămadă peste tine pe aici și acum că eu mă duc, de ce joc la Cacealma? Eu nu pot să mă ridic să urmărească segmentele când era Cătălin aici și să vadă la picioarele lui că eu l-am atins. Vă rugăm frumos să ne dați și nouă mesaj, să ne spuneți cine e prizonier și cine nu. Să luați în considerare că doamna Maria a aruncat totemul. Păi am zis, mai fată, să ia în considerare. L-am atins pe Luci. Dănuț, nu te mai așeza. Cacealma. Vreau și eu să mă uitați mai atent la urmările alea. Da, mâine. Dacă vreți un joc așa... Că vreau să fie zis, să fie zis, la Luci, la... Păi doamna Maria, nu sunt prima care m-am ofticat. Eu cred că am respect și dacă joc la Cacealma, joc cum a jucat și dumneavoastră. Nicolae, nu! Nu ce stai, bă, dacă nu-i băgat în zonă de mine aici? Am atins-o din 10 ori. Nu sunt problema ta ce faci. Păi, adică tu când ai venit cu doamna Maria și a început doamna Maria să știi să facă... Nu era ora mea. Dar nu contează. Ai fost de la 7 și 10. De ce? De ce că ți-a dat mesaj la 10? Nu mai faceți mă gură degeaba. Hai, bă, mă lași. Hai și în piață, mă. Nu câștigăm ceva din piață aici. Nu ai nicio valoare cu gura aia. Tu ce crezi că ajungi împărătase cu gura aia? Gata, mă. Atâta urmă. Păi logic, aici nu poate nimeni să-ți facă dreptate. Nu stă bine deloc, nu stă bine deloc. Da, lasă doamna Maria, că nu stă bine deloc. Urlă. Păi și ce, vorbesc când vreau. Nu vezi că nu stă bine, bunul simt nu-l ai. Ce urle atâta la mine? Nu ți-e oare cum așa? Dar nu url, nu vă, hai, gata. Vă spun realitatea și nu vreau să înțelegeți. N-am ce discuta cu tine. Aia vă spun. Spui pe tine, o vezi pe tine acolo ce faci. Păi eu fac, bine ce fac. Faci nimica.
scandal.